Stimați colegi, este timpul ca minoritatea romă să fie sprijinită real de clasa politică, de Guvernul României și de autoritățile administrației publice locale. Legat de îmbunătățirea situației romilor din România din ultimii ani, vă pot spune că până în prezent au fost doar declarații, intenții și lozinci fără conținut. Intervențiile au fost secvențiale și, din păcate, fără rezultate. În prezent, condițiile în care trăiesc cele mai multe dintre comunitățile de rom din mediul rural sunt inacceptabile pentru un stat democratic cum este România și, evident, sunt condiții de neconceput pentru secolul 21. Zeci de mii de romi nu au acte de identitate și acte pentru locuințele în care trăiesc. Zeci de mii de copii romi nu sunt în evidența medicilor de familie. Participarea școlară în rândul copiilor romi este extrem de scăzută datorită sărăciei și implicit datorită lipsei veniturilor care să acopere cheltuielile asociate procesului de învățământ. Zeci de mii de romi trăiesc doar din prestațiile sociale. Mai mult, discriminarea și rasismul la adresa romilor s-au amplificat direct proporțional cu anii de democrație scurși din 90 și până în prezent. Timpul nu-mi permite pentru că aș putea enumera multe alte probleme. De aceea, stimați colegi, fac un apel către dumneavoastră în calitate de parlamentari, de aleși ai acestui popor, să sprijiniți real procesul de incluziune și de dezvoltare al comunităților de rom din România. Avem posibilitatea să includem în Planul Național de Redresare și Reziliență o serie de măsuri și de reforme care vor putea îmbunătăți în mod concret situația romilor din România. Decalajele actuale trebuie diminuate, altfel sărăcia, excluziunea și rasismul vor fi singurele realități din aceste comunități. Populația de etnie romă este una care ar putea reprezenta pe termen mediu și lung o soluție pentru România, mai ales în ceea ce privește deficitul de forță de muncă calificată. Copiii romi care astăzi nu pot merge la școală vor deveni adulții de mâine ai țării, care vor fi asistați social și care vor fi dependenți de intervenția autorităților și instituțiilor statului. Vă invit să construim împreună. Noi, romii din România, ne dorim să fim cetățeni activi pe piața forței de muncă și nu asistați social. Copiii noștri trebuie să aibă acces real la educație. Ne dorim să fim cetățeni ai acestei țări cu drepturi și îndatoriri egale, așa cum de altfel prevede Constituția țării. Însă, pentru ca toate acestea să devină realitate, este nevoie de o voință politică mai largă. Este nevoie de eforturi concrete și consecvente în domeniul educației, în domeniul sănătății, în domeniul dezvoltării locale și nu în ultimul rând în domeniul culturii. Comunitățile de romi au nevoie în plan local de noi mediatori școlari, au nevoie de noi mediatori sanitari, au nevoie de noi experți pe problemele romilor care se activeze la nivelul administrației publice locale. Copiii din România au nevoie de inspectori școlari pentru rezolvarea problemelor educaționale cu care se confruntă. Acești inspectori vor putea fi încadrați în structurile tuturor inspectoratelor școlare din țară, fără eforturi bugetare prea mari. La nivel central, este mai mult decât necesar ca Agenția Națională pentru Romi să redevină o structură guvernamentală activă în domeniul politicilor publice pentru minoritatea romă și nu o fantomă instituțională, așa cum din păcate este în prezent. Punctul național de contact trebuie să fie la Agenția Națională pentru Rom și nu la Ministerul Fondurilor Europene. După 31 de ani de democrație, solicit în numele minorității rome pe care o reprezint aici înființarea unui muzeu al minorității romilor din România. Nu cred că sunt eforturi prea mari pentru România, o țară care ne-a ținut pe noi romii mai bine de 5 secole în sclavie. În calitate de deputat al minorității rome, am pregătit în acest sens mai multe propuneri legislative pe care le voi înainta în această sesiune Parlamentului României. Una dintre propuneri vizează o lege specială privind statutul mediatorilor școlari, a mediatorilor sanitari, al experților locali pe problemele romilor. Este de datoria noastră, în calitate de aleși, să ne îndeplinim cu credință și conștiință mandatul încredințat de popor pentru toți cetățenii, indiferent de apartenența lor etnică. Vă mulțumesc, Cătălin Manea, deputatul minorității rome în Parlament.